Neața dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barba Neagră. Suntem pe Mini Brun și ne începem ziua cu o doză de agricultură. N-am să vă țin mult, dar trebuie să finalizăm muncile astea agricole, altfel nu putem să-i dăm drumul la zi. Și fraților, vă mulțumesc din suflet pentru aproape cele 1000 de voturi. Ați ales negru cu roșu, este culoarea pe care o voi păstra la tractor, este și culoarea pe care am ales-o inițial. Mie îmi plăceau ambele, deci sunt complet egal, dar hei, mulțimea a votat, ați decis și vă mulțumesc pentru treaba asta. Ajută mult, mai ales atunci când nu ești indecis, plus de alta, împreună putem să creăm o fermă de care chiar să fim mândri și să ne placă tuturor. Acum, mai am o mică zoniță pe aici. O să punem jos horse. Deci nu mai pot cu semnătoarea asta. Mă place atât de mult. Doamne, deci e ceva... Nu știu cum au reușit să o fac atât de... Mă rog, este și practică și toate cele. Se descurcă foarte bine și alea, dar este foarte frumos. E ciudat, că sunt practic niște... mecanisme de fier mecanice și sunt estetice, deci nu mă înțeleg, e ceva foarte... cred că am prins generația trecută a bărbaților în care vedeam frumos într-o cheie de 7, o cheie franceză de aia bine făcută așa, știi? Băi, ceva frumos, mai ales când are și un scop practic, parcă, cel puțin în mintea mea, îi crește foarte mult și estetica, deși logic nu are nimic de a face cu asta. Fraților, nu prea mai am motorină în ăsta, observ aici, sau îi dăm aici bice, nu știu ce merge cu doar 8 km pe oră. Merge prea încet. Care este maximul astea? Asta e să opresc, să o ridic și să verific. Avem un maxim de... la seeders, nu, că la planters vreau. Asta e închiriată? Da, asta e închiriată, că n-am avut bade. Deci avem 350, ne încadrăm, merge cu 12 km pe oră și nu înțeleg de ce nu merge cu 12 km pe oră, că eu am nu este reparat tractorul, fii atent. 365, suntem cu 15 km, 15 cai putere peste necesarul semărătorii planter. Acestea fiind spuse, de ce e foarte, foarte posibil ca tractorul să necesite reparații? Mai am 46.000 de euro, așa că îi facem treaba cu reparația, frate, asta este. Și asta mă duce cu gândul la Farming Simulator 25, următorul Farming Simulator pentru PC-uri, cred că așa se va numi, am mai spus eu, normal, judecând după lansările de până acum, clar, Giants nu va omite această oportunitate de a scoate și FS25 și, bă, sunt tare curios ce upgrade-uri, pentru că ei de obicei upgradează opțiunile pe care le-au băgat anterior sau anterioare. Și, ei bine, treaba asta cu mecanicul, cu a repara utilajele, este relativ nouță. Știi? Pe asta nu aveam un FS19 sau un 17 și sunt foarte, foarte curios să văd dacă o mai amplifică un picuț, dacă o duc mai departe. Vreau să vă spun de asemenea că Giants citește mesajele, adică oamenii care sunt responsabili de a ține un ochi pe comunitatea Farming Simulator, ei citesc mesajele comunității în general. Și aici vreau să vă spun o chestie pe care eu știu din interior, pentru că noi avem un canal de discuții al ambasadorilor și acolo poți să vezi o viziune în ansamblu. Sună pompos, dar nu este. De ce? Pentru că eu poate vin din România cu o idee, DJ Goham vine cu o idee din America, altul vine, avem și pe Spania ambasador de asemenea, chiar dacă eu trăiesc în Spania, pentru că contentul meu este în română, sunt ambasador român și îmi reprezint țara cu demnitate și content frumos și fiecare vine cu ideile pe care comunitatea lor le sugerează. Și vreau să vă spun că sunt foarte diferite. Sunt extraordinar de diferite dinți, dar voi ca și comunitate de Farming Simulator aveți un singur lucru cu adevărat în comun cu toate celelalte comunități. La aproape nimeni nu le place forestry-ul comparativ cu agricultura. Toată lumea preferă agricultura. Bă, da, toată lumea. Și știu că comunitatea pe România vrea foarte mult defecte.
vrea ca tractorul să se strice și sincer să vă spun, și eu vreau treaba asta, dar nu neapărat că-s român, ci pentru că mi-ar oferi foarte multe idei de content. Vă dați seama, când facem un videoclip să se strice ceva la tractor, să ne întrerupă din activitate, ar sparge, să zic așa, monotonia foarte interesant, știi? Dar opțiunea asta cu stricatul, spre exemplu, sau să faci pană, care a fost o cerință extraordinar de populară, asta nu este cerută de o altă comunitate din lume. De că noi în România cerem chestia asta și pentru că relativ cu ceilalți, na, comparativ cu ceilalți, suntem relativ micuței. Nu cred că se va împlini treaba asta, dar sunt foarte curios să văd dacă vor mai aduce chestii complexe la sistemul ăsta de mecanică, știi? Pentru că cam asta ar fi urma. Dacă pot să-mi repar utilajul, păi atunci strică-l. Știi ce zic? Adică dacă tu poți să-l repar, dă-mi motiv să-l repar. Nu mi-arăta acolo că din când în când trebuie să vezi, Doamne, vin eu aici să dau niște bănișori degeaba. Că nu mă place așa. Eu acum încerc să-l repar. Apropo, deci nu-l detectează ăsta. Gata, l-a luat acum. Bun, perfectus. 7200 bani scăpat ieftin, mă așteptam la un picus mai mucio. Ok, gorgeous. Semănătoarea nu are rost, dar hei, stai un pic să trecem pe la benzin. Ala zic, băgăm și un pic de motorină, mai avem terenuri. Vreau să mă duc pe partea asta aici, să vedem ce am pus, de fapt știi ce? Putem să facem asta în timp ce se încarcă acolo cu motorin benzin. Stai să vedem ce avem aici ca să rezolvăm terenurile. Mamă, iarbă și mă trebuie cu iarba. E ready to harvest. Da, e bună. Știi ce facem? O băgăm în pământ și o transformăm în primul strat de fertilizare. Doar că semănătoarea mea și fertilizează și e păcat de chestia asta. Deci nu știu ce să fac la capitolul ăsta. Am zis că terenurile astea le voi transforma... uite, avem și patru acolo. Le voi transforma în... floare, am zis. Floare trebuie să punem. Dar acum că stau pe ele, uite, e greu, trebuie să aducem și aici ready to harvest. Mamă, Doamne, câtă treabă! Bă, când ai multe terenuri, nu știi că în care să te împarți și cum să le împarți și pe ele de asemenea. Ăsta n-ar... Băi. Ia stea, mă, să facem o trebușcă, tată. Cât costă, mă, ăsta, ia spune-mi. 87.000. Da, dar are o formă dubioasă și nu merge. E urât. Ok, nu-l iau. Dar, fii atent. Astea 2, 3 și 4 merg unite. 7 și 8 facem unul mare de floare. Asta vom face acum, doar că pentru asta va trebui, bineînțeles, să facem rost și de niște bărișori, ca să ne cumpărăm. Bă, stai așa că nu vreau pe ăla. 78. Nu trebuie să mai facem rost de bărișori. Let's go! Let's go! Îmi pare rău doar de fertilizator, o să-l cheltui degeaba. Pentru că având un strand de iarbă pe el, se pune că am un strand de fertilizator. S-o pune de două? Yo! Dacă s-ar pune de două, aș câștiga la loto. Mama, ar fi super tare! Deci, din prima, parcăm acest tractor aici un pic pe dreapta. Și hai să mergem în noua achiziție. Ala-i băiat-o! Și pentru că pe mine m-am mâncat în curs și am mutat punctul de spawn, o să-l mai mut pentru ultima dată aici și mai trebuie să-l aduc în bază pe undeva. Hai să mergem și să închiriem un plug cu care noi să unim terenurile. Da, asta vom face, vom uni terenurile. N-am mai făcut o unire de foarte multă vreme și cred că este alegerea perfectă pentru că acum deținem foarte multe terenuri și nu prea mai fac față cu ele, știi? Plug e pe sus, măi, unde Dumnezeului mă duc eu? Plug, let's go! Așa, un plug normal vrem? Sau anormal? De care vrem, ia spuneți-mi. Ăsta este cel anormal de 20 de metri, da, eu zic. Mi-ar plăcea un subsoiler, 5-6, 2-3. Băiatul meu are 2-8 parcă are, corect? 2-8. 2-7, 270 de cai. Aoleu! Bă, ne încadrăm oricum, ne încadrăm. Era bine 2-8-ul, îmi plăcea mult 280, dar uite, l-avem și pe ăsta. Ideea e să nu fie articulat, 100 de cai putere, să vedem să fie articulat. Fuck yeah, boy, let's go, no hitch. Dă-vă cu hici. Dă cu nou hici. Bun. Are aici tiranț lateral, cupleu tiranț central. Let's go. Și fertilizator posibilite. Fertilizer spreader improve the harvest of your field. Cum adică fertilizator? Bă, ăsta. Eu nu știu de unde l-am pe ăsta, de un mod foarte dubios. Eu cred că e plug, dar nu voi risca. Mă știți pe mine, nu-mi place să risc cu banii. 230, hai da.
Mi-a dat cu eroare. Mi-am tras un plug cam ciudățelă. L-am prins la doar 20.000, l-am închiriat pentru puțini bani și nu merge strâns. Deci nu am posibilitate de a-l face un picuț mai mic. Încerc să mă transport cu el, să-l aduc aici, pe noul teren. Și după aceea o să mă întorc și după cultivator, bineînțeles. Și mă tot gândeam, eu zic, bă, dar dacă tot fac de la zero frumos și frumușel terenul, hai să facem cum trebuie și hai să dăm și cu plugul să arăm. Arăm, cultivăm, semănăm, fertilizăm, erbicidăm, recoltăm. Asta să fie... Asta să fie planul pe care să-l facem acum ca să avem practic maximul de producție la floarea soarelui. Acum, ăsta nu este ce vroiam eu, pentru că nu neapărat chiar articulat, dar este cuplat prin nucă, prin cârlig și eu vreau să fie cuplat prin tiranți. Dacă era prin tiranți, nu se mai mișca în stânga și în dreapta, se mișca odată cu tractorul și mi-era mult mai ușor să fac liniile. Dar asta este... No, jonglăm cu ce avem. Ia să vedem dacă trebuie să fac de două ori. Se pare că da. Trebuie să fac de două ori, dude. God damn it, man. Aici că trebuie să ne încadrăm perfect acum. Și putem să, bineînțeles, putem să și vopsim. Nu e nicio chestie, dar parcă satisfacerea e foarte mare. Atunci când îi mergi din prima, știi? Mai că nu prea îmi dau seama din prima, pentru că am pus numai iarbă, știi? Aoleo, deci nu știu care e prima coiță. N-am decât să mai iau după ăsta de aici din față. Că e iarbă pe iarbă și nu văd care este limita. Să fie așa. Cam așa, uite, vezi, n-aș fi zis că asta este. Bun, acum trebuie să bifăm allow create fields, adică Y, după care să-l punem jos pe băiatus, da? Bun, mamă, stai așa că trebuie să... Deci trebuie să-mi fac un pic răcoriță la ceafă. Și după aia un picuț aici pe stânga. Să mai intre briza. Știi ce? Ea deschide și trapa. Așa, tati, frumos. Iar asta o vreau de tot. Așa, mă, ca să văd și eu băiatul. Bun, punem jos. Deja cu praful ăla pe care l-ați văzut, ăla înseamnă că deja a creat terenul. Și acum trebuie să mă mențin fără GPS, fără nimic. Bun, hai să luăm așa ujurelus. O iau un pic în dreapta și trebuie să ne menținem. Nu, asta este partea grea, că acum încă sunt pe teren. Terenul este deja creat, nu-i problemuță. Acum creăm teren nou. Pot să folosesc și GPS-ul, bineînțeles, doar că mi se pare mult mai interesant așa și satisfăcător atunci când îmi și iese. Cred că asta a fost. Ridicăm. Frumos. Oh, da, pare bine. Pare bine, dudes. Hai să facem și partea cealaltă, că după aia între să dăm cu plugul și să creăm Marea Unire. Deci, acum hai să vedem dacă pot să-mi găsesc... Da, mă, vezi, e greu cu găsitul linii, marginii. Ai problema mea. Picus mai în dreapta, ia să vedem. Picus mai în stânga. Așa, dacă observați voi, eu las un pic de spațiu între plug și... În partea asta iarbă, da? Plug și iarbă, un spațiu mic, pentru că așa funcționează farming-ul practic, îți face un pic, nu se face fix unde se termină plugul aici în margine. Îți mai dă un picuț și pe lângă, știi? Deci cam așa. Bun, pe asta nu o văd bine, vă spun de pe acum. Am pus jos. Acum creez. A, păi vezi că astea sunt la... Gata, sos? Astea sunt la înălțimi diferite. Mie unul așa îmi pare. Corect. Uite-le că se și văd de aici că sunt la înălțimi diferite. Iap, ăsta este mai sus, ăsta este mai jos. Păi ce facem în situația asta, fraților? Trebuie neapărat vopsită o porțiune de asta. S-au venit cu plugul și tăiat de aici. Dar mai degrabă aș vopsi porțiunea asta. La teren acilișea. Deci, de intrat am intrat bine. Ia să văd dacă am făcut cum trebuie. Da, îmi pare bine de aici. Dar probabil o să rămână șuvița asta nefăcută atunci când voi folosi lucrătorul automat. Să vedem, sunt curios dacă o ia, știi? Bun, acum vom face o directivă jos.
și după aia mă mai întorc pe una. Facem jumii-juma, practic. Uite ce particule faine are cultivatorul, plugul ăsta. Pe lângă praf are și bucăți de nămol și pietre care pur și simplu sar și se desprinde roata din spate. Ce tare! Și voilà, avem Marea Unire cu succes executată. Avem Limit to Fields, da, și acum putem să-l punem pe ăsta pe automat să are, fără să mai creeze terenuri noi. Sau, o să-l punem pe automat, după care o să iau alt tractor să vină cu cultivatorul. Da? Nu e grabă, procesele sunt puțin diferite, din cauza că ăsta este cel mai mic, este de 6, e 5,4 metri are ăsta, după care cultivatorul e de vreo 20, după care planterul vine cu 12. So, yeah. Sunt curios totuși dacă trece de porțiunea, pentru că la mijloc, având arătura asta, el poate detecta că terenul s-a terminat sau că nu mai este nevoie să are în continuare și să se oprească. Sunt tare curios ce va alege să facă. Acum vedem noul case cu adevărat în acțiune. Sunt și eu tare curios, este pus pe automat. Lucrează după GPS, se pare că și ăsta are același baiu ca și mine. Uite-l. Avem un băiat aici în călduri, pac la ochelar și cu șapca cum trebuiește, frumos să nu te deranjește cu zoroacele. Și acum aia, fii atent. A detectat, a continuat noul teren la arat. Jaco pasta. Ce tare! A mers! Între timp mai am aici o combină pe care trebuie să o punem în partea cealaltă. Mai avem acolo un teren și anume ăsta micuțelul sud de aici, numit terenul numero 4, el 4 su. Și pe 11 și pe 13 ce am? Nu mai știu ce am pus aici. Soia pare să fie după culoare. Iap, este soia. Bun, aici burlănelul ăsta nu ar trebui să fie deschis. Am observat o chestie la... Eu, adică nu știu dacă e de la header sau de la combina. Pot să pornesc combina și header-ul nu se pune automat în jos. Deci va trebui neapărat să-l las eu automat în jos și după aia este gata de recoltă. Dar asta este un preț foarte mic de plătit pentru viteza asta pur și simplu fenomenală pe care combina o are la recoltat. Are 32 de km pe oră, este aceeași viteză de transport transpusă și la muncă. Bro, zici că merg pe stradă, uite-te și tu, de acum recoltez greu, cum se poate așa ceva? Lăsăm și paie în urmă, ce vrei mai mult de atâta? Avem și punct de cupleu acolo, n-ar strica să luăm și noi în drawer, zic. Sau direct balotieră, hai să oprim pe fetiță. De fapt, știi ce ai zis? Că stai, că trebuie făcută pe rânduri. Trebuie făcută pe rânduri, că după aia o să vin cu... balotirea și o să mă întrebă, dar cine a lucrat aici? Cine a lucrat atât de urât? Ia spune-mi. Opa. Stai că-mi intru mie în soia pe aici. Sau ce-am pus aici? Ia să vedem. Pare a fi soia. Asta este soia toată ziulica. Bun, let's go! Asta o să punem pe automelus. Avem 28-29%. Bun, hai pe automelus. Până când venim noi cu... Wow. Che pasa? La mijloc? No. Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Bă, stai mă să te mai pun o dată. Te-ai stricat și Dumnezeului. Am eu chestia asta aici. Deci trebuie să vin să pictez un picuț. Nu știu care-i treaba. De ce s-o fi stricat? O fi rămas vreo rădăcină de copac de la ăia de dinainte? Este foarte posibil. Trebuie să trec un picuț pe acolo cu brașul și să vedem. Este mai posibil. Și m-am gândit, nu mai dau cu cultivatorul, am dat deja cu plugul, nu mai are rost, chiar dacă vreau cu realism, cu din astea, îi dăm directivă, ce să mai, direct plantăm pe șirurile astea, ce să mai, nu mai ne complicăm atâta. Venim cu băiatul ăsta fix din partea cealaltă. Ce vorbești când intră ăsta pe teren, bobiță, mamă, zici că ai intrat Big Brother-ul aici în zonă, fii atent. E ceva de speriat, bă, tractorul ăsta. Și bine, acum ai și cu nesimțirea asta. Mamă, e. E o combinație mortală, ce să mai. Îmi place foarte mult. Problema e că nu pot să-l pun acum la treabă din cauza că eu fac acolo cu 5,4 metri undeva pe aici și ăsta are 12, 5 cu 4, 5 cu 4, nu face 12, face aproape 11. So, yeah, o să trebuiască să-l punem să aștepte o leacă până când termină de arat dumnealui ălălalt. Fendul ăsta cu probleme. Yo, ăsta cere upgrade, dude. Cere maxim upgrade băiatul ăsta. Cu probleme din cauza că trebuie reparat și nici motorin benzin nu prea mai are. Hai să băgăm niște motorin benzin prima dată.
Așa. Și pe aia mergem să-l și reparăm. 12.818, 13.000. Asta este, n-am ce să-i fac. Ăsta are mult, are 45 de luni de folosință, 27 de ore. Într-adevăr, e un băiat muncit, ăsta chiar trebuie upgradat și să-l putem și noi vinde acum la un preț decent, cât mai are un picuț de valoare, știi? Bun, o să luăm greutatea frontală pentru că va trebui să cărăm. Asta vom face noi acum. Greutatea asta o să o împing totuși la văcuță. Este greutatea noului tractor. Asta e roșu de la Case. Punem jos greutatea asta, îi dăm și noi o împingere așa. Așa că nu pot să-l pun așa, trebuie întoarsă greutatea. Stai că nu merge pus așa, e pe nesimțire. Asta trebuie un pic întoarsă. So, cu mare atenție. Putem să o un pic atât. Bun, ca să fie ușor cuplabilă, după care sus cu dânsa. Este cea mai frumoasă greutate pe care o am și pe care am văzut-o până acum. N-am mai văzut greutăți nici măcar pe jumătatea astea. Bun. Nu cu asta mă ceai. Oh my god. Asta nu mi-a plăcut niciodată în FS22 de când a apărut. Ca să cuplez și pe spate, nu merge ca în 15, 17 și 19. Nu, trebuie să schimb neapărat selecția utilajului, care e plictisitor. Acum tractorul ăsta n-are atât de multe tone precum ăla nou eventual sau maseu. So, o să se cam chinuie. Acum o să trebuiască să-mi iau avânt și urcăm cu 47-48 de km pe oră. Nu sunt probleme, urcă, să vedem la coborâre cu remorca plină cum se descurcă. Aș fi jurat că combina asta poate să facă restul de teren fără să mai trebuiască să o mai descarc. Într-un fel e bine pentru că am cantitate de grup cu care eu pot să jonglez și să dau la poicuțe. Deci sunt fericit. Dar totodată o capacitate mai mare la combina nu ar fi stricat, fraților. Vă doresc o dimineață plăcută în continuare, dacă încă nu v-ați trezit, și o zi foarte productivă. Până data viitoare, până mai târziu un picuț, v-am salutat. Pa, pa!